Bună dimineața, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ZEFE Deschiderea de astăzi. Discutăm cu Alin Brendea, director general adjunct al societății de intermediere bursieră Prime Transaction. Alin, bună dimineața! Bună dimineața, Alin! Mulțumim că ești alături de noi. Alin, ședința de tranzacționare din 6 iulie. Am văzut un rulaj de 7,3 milioane de lei pe Banca Transilvania, aceasta fiind cea mai căutată acțiune de către investitori în prima ședință de tranzacționare a săptămânii. Prețul în scădere însă cu aproape 1%. Pe locul 2, Romgaz, 3,3 milioane de lei, o creștere de 0,5% a prețului acțiunii, iar podiumul este completat de Erste Bank, o creștere de aproape 3% și un rulaj de tranzacționare de 2,5 milioane de lei. Alin, cum vezi acest podium din prima ședință a săptămânii? Da, într-adevăr, am avut și în această ședință un interes mai mare pentru titlurile bancare. Banca Transilvania domină acest clasament al valorii tranzacționate. Trebuie să facem observații aici. Am avut o ședință de creșteri generalizate pe piețele europene. Băncile din Europa au crescut, spre deosebire de această dată băncile listate exclusiv pe piața românească, și mă refer la Banca Transilvania și BRD, și în condițiile unor ordine de vânzare ceva mai mari în a doua parte a ședinței, au închis pe scădere, spre deosebire de Erste Bank, care s-a aliniat la tendința europeană, să spunem regională, de creștere. Am văzut o lichiditate pe segmentul de acțiuni undeva la 25 de milioane de lei, mult mai ridicată față de cea de vineri. Vineri, cei drept, bursa americană nu a avut program de tranzacționare, probabil acest lucru s-a reflectat și la bursa românească. Cum a fost luni? Cum s-a văzut luni ședința? Au fost investitori mai mari în piață? Am văzut, de exemplu, la Transgaz o tranzacție de 1,9 milioane de lei și la Banca Transilvania, după cum spuneai, cum s-a văzut ședința? Da, într-adevăr, ședința de luni, comparativ cu finalul celălalt de săptămâni, a marcat o oarecare revenire spre o lichiditate, să spunem, mai normală. Pe de altă parte, evident, traversăm o perioadă, în ultimele ședințe tranzacționare, de lichiditate mai scăzută. Destul de clar, din punct de vedere al lichidității, investitorii sunt într-o oarecare așteptare. În condițiile în care cotațiile sunt la niveluri destul de ridicate comparativ cu ultimele săptămâni sau ultimele două luni, dar mai ales în așteptarea rezultatelor financiare pe trimestrul 2, care o să înceapă să vină pe piața americană în principal, pe finalul lunii și pe piața românească. Acestea fiind informații foarte importante pentru a evalua dacă actualul nivel este încă o oportunitate de achiziție sau, din contră, putem să ne așteptăm la anumite corecții pe piață. Deci, în aceste zile, toți ochii sunt îndreptați spre rezultatele financiare, care vor veni spre finalul lunii august, dacă nu mă înșel. Da, de principiu, și vreau să revin, aceasta fiind și explicația principală a lichidității, oarecum mai slabe din ultima perioadă, nu există acum factori foarte puternici care să ducă spre o
tranzacționare mai puternică. Există o stare de așteptare, se vede lucrul acesta, există un public de retail care oarecum domină tranzacționarea, dar practic pentru a reveni la un dinamism mai ridicat, clar e nevoie de informații, să spunem, certe care să determină astfel de comportament. Primele astfel de informații pe care le vom primi vor fi într-adevăr cele dinspre rezultatele financiare, unde sigur așteptăm să vedem cât de puternic vor fi impactate negativ sau au fost impactate negativ companiile, dar în special cred că cele mai importante indicii sunt cele dinspre outlook, dinspre așteptările companiilor pentru cel de-al doilea semestru al acestui an. Practic, piața, investitorii vor să vadă dacă acest scenariu pe care bursele cumva l-au desenat în ultima perioadă a unei reveniri în V este un scenariu credibil, realist. Te refer la rezultate, scenariul privind la rezultate. Din punct de vedere a rezultatelor, din punct de vedere al datelor economice, dacă companiile previzionează într-adevăr o revenire în al doilea trimestru în concordanță cu ceea ce bursele cumva lasă de înțeles în ultimele săptămâni. Revenind la bursa de la București, am văzut în ședința din 6 iulie că cea mai mare creștere, Erste Bank, am văzut noi 3%, rulaj de 2,5 milioane de lei, pe locul 2 Teraplast Bistrița, o acțiune din structura indiciului principal BET, 2,6%, rulaj de aproape 800.000 de lei și Turbomecanica, o creștere de 2% pe tranzacții de 86.000 de lei, cu mențiunea că aici am luat doar rulajele mai mari de 50.000 de lei. Vreo surpriză în acest podium, Alin? Mă refer aici doar la Teraplast și la Turbomecanica, de despre Erste Bank am discutat. Da, nu putem vorbi de surprize deosebite. De remarcat totuși că Teraplast e una dintre companiile care în această perioadă a încercat să furnizeze anumite indicii către investitori. Acesta este un lucru absolut benefic și de lăudat. Teraplast că la nivel de venituri se așteaptă să fie veniturile asemănătoare anului trecut, dar profitabilitatea ar putea chiar să crească. Iar acest lucru probabil a stat și la creșterea din ședința precedentă. Vis-a-vis de Turbomecanica, nu am văzut informații deosebite, probabil uitându-ne și la lichidația care n-a fost foarte mare, pur și simplu a existat unul, doi cumpărători mai importanți pe această societate. Pe de altă parte, vedem că BRD s-a depreciat cu aproape 3%, un rulaj de aproape 2 milioane de lei, iar pe locul 2, banca franceză este urmată de Fondul Proprietatea, 1,6% și 770.000 de lei tranzacții, iar podiumul, dacă putem să-i spunem așa, Electrica, minus 1,4%, 317.000 de lei. Deci iată trei acțiuni din BET, toate trei cu aceste scăderi. BRD-ul 3%? Da, într-adevăr e, vorbim procentual, cel puțin de o scădere mare, dar revin, ea s-a înregistrat pe volume destul de mici de tranzacționare. Din punctul meu de vedere, în ultimele ședințe, publicul de retail este cel mai prezent pe piață. La nivelul investitorilor mari, instituționali, pare că este o stare de așteptare și mai profundă. Ca atare, când retail-ul este cel care domină ședința de tranzacționare, putem vedea astfel de evoluții, să le numim așa, fără să fie argumente foarte clare vis-a-vis de creșteri și scăderi. Probabil că cam asta s-a văzut spre finalul ședinței, au fost lichidate anumite poziții, nu existau foarte mulți cumpărători mari în piață și anumite societăți am înregistrat spre final scăderile despre care vorbeam. Probabil că prezența investitorilor de retail a fost, să-i spunem noi așa, în ghilimele, trădată și de valoarea mare a produselor structurate. Vedem 2 milioane de lei. Chiar în ziarul de astăzi am scris noi că lichiditatea pe aceste instrumente financiare este la un record. De unde acest interes, Alin, dacă ne poți spune, pentru produsele structurate, interes în 2020? Din punctul meu de vedere, sigur, produsele structurate atrag prin faptul că oferă posibilitatea de a investi cu efect de lețier. Sunt produse cu o dinamică mult mai interesantă decât acțiunile clasice și în aceste condiții, investitorii cu un profil și un apetit de risc mai ridicat găsesc, sigur,
oportunități sau oricum idei interesante de tranzacționare. Pe de altă parte, sigur, produsele structurate pot fi, să spunem așa, folosite și pentru a acoperi anumite riscuri, de exemplu de scăderea pieței, un fel de hedging, nu unul perfect, dar în zona hedging-ului. Iar ca o altă, sigur, remarcăm aici niște volume mai mari de tranzacționare, dar ele trebuie puse în raport cu volumul general al pieței, unde pe celelalte segmente, înregistrând valori mici, sigur că acest segment al structuratelor pare un segment mai tranzacționat în aceste zile. După cum ai menționat, investitorii sunt într-o stare de așteptare momentan pentru rezultatele aferente primului semestru. Ca sectoare financiare, de unde ar putea veni surprizele plăcute, dar și cele mai puțin plăcute? Da, e într-adevăr această așteptare a rezultatelor financiare față de alte trimestre. Din punctul meu de vedere, este mai greu de făcut predicții într-o astfel de conjunctură economică, precum cea pe care am traversat-o în prima parte acestui an. Însă, probabil, sectorul de utilități ar putea să vină cu rezultate bune, comparativ cu anul trecut, ținând cont de faptul că există o dependență mai mică a veniturilor acestor companii față de mediul economic. Pe partea cealaltă, rămâne de văzut sectorul bancar, ce date va furniza pentru trimestrul 2, în special la nivel de provizionare a unor posibile venituri amânate sau altor, să spunem, pierderi pe care le-ar putea vedea în viitor. Cam acestea ar fi, să spunem, sectorul pozitiv și sectorul cu oarecare semne de întrebare din punctul meu de vedere în perspectiva rezultatelor pe trimestrul 2. Despre cel de utilități și cu semne de întrebare cel bancar? Da, așa ca un prim sector, dar încă o dată incertitudinea este destul de mare, cum spuneam și mai înainte. De fapt, ceea ce se va aștepta foarte mult vor fi indicațiile privind al doilea semestru, pentru că, sigur, trimestrul 2 este absolut cunoscut faptul că am traversat o lună aprilie, mai, luni în care activitatea economică a fost la minime. Sigur, la jumătatea lui mai are început, dar prepornirea, evident, e și ea destul de greoaie. Cumva, trimestrul 2, din punctul ăsta de vedere, putem spune că este compromis ca și cifre, însă miza acestor rezultate, din nou, este legat de indicațiile pe care companiile le vor oferi investitorilor, vis-a-vis de a doua parte a acestui an, și anume dacă din aceste scăderi se va recupera cât de mult și cât de repede. Alin, mai avem acum în luna august și companii care au data de înregistrare pentru acordarea de acțiuni gratuite, respectiv Teraplast, Banca Transilvania, Norofert și Bitnet. Cum crezi că vor evolua acțiunile acestor companii? Am văzut un raliu ieri la Norofert, aproape 7% la un moment dat, lichiditate chiar peste unele acțiuni de pe segmentul principal. Da, absolut. Sunt operațiuni care atrag atenția investitorilor. Există o tendință, să o numim istorică sau statistică, ca undeva capitalizarea societăților să nu se corecteze în același procent cu cel al acțiunilor oferite gratuit. Practic, capitalizarea tinde să revină mai repede și ca atare astfel de operațiuni a priori sunt privite cu interes. Sigur că depinde și de emitentul sine, de perspectivele lui financiare, economice. Cumva și pentru aceste operațiuni, rezultatele semestrului 2 vor conta în sensul în care vor avea influență mai mică sau mai mare pe piață. Cumva trecând perioada aceasta a dividendelor, cash, operațiunile de majorare prin acordare de acțiuni gratuite, probabil că vor fi exact cele lucruri la care investitorii vor avea totuși o atenție sporită în următoarea perioadă. Pentru astăzi, la ce să ne așteptăm de la bursă? De principiu, va rămâne de văzut dacă trendul pozitiv de la începutul săptămânii de pe piețele internaționale are forță și poate continua. Și din punctul meu de vedere, pe piața locală ar fi salutară o creștere a lichidității. Am avut un
un început, să spunem, în prima rază de tranzacționare, să vedem dacă e un trend și dacă putem spera la o lichiditate mai bună în această săptămână și, de asemenea, dacă vom reuși să ne cuplăm, pentru că în ultima perioadă pare așa o decuplare față de evoluțiile externe, dacă vom reuși și la nivelul cotațiilor să urcăm în trend cu piețele europene. Ai observat cumva o decuplare față de bursele externe? Asta vorbeam, da, cumva o decuplare pe o lipsă probabilă a acționarilor din piață, un început de decuplare, nu este ceva foarte, să spunem, puternic, semnificativ, dar, de exemplu, în prima ședință, revin la acest exemplu, acțiunile bancare din România au înregistrat evoluții contrare celorlalte titluri bancare importante din zonă. Ok. Alin Brenda, director general adjunct al Prime Transaction, mulțumim tare mult. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea ZF deschiderea de astăzi. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare. Vă mulțumesc! Thank you.